în 13 noiembrie, ocazia Zilei Mondiale a Bibliei la școala gimnazială Sat Chinez, județul Timiș, arundată parohiei Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Zborător de Mir, s-a desfășurat concursul școlar de cultură religioasă intitulat Biblia în sufletul negrilor. Acesta a fost organizat sub coordonarea profesorului de religie Alexandru Hrab, cu aprobarea doamnei Liliana Hărbianu, directorul școlii și cu purtarea de grijă a preotului Alexandru Rusandu, parohul bisericii din sat Chinez. Această mică activitate s-a adresat elevilor din clasa 7-a pentru care programa școlară prevede teme despre studierea Sfintei Scripturi. Manifestările dedicate acestei zile au început cu expoziția de Biblie și cărți pe teme religioase, iar apoi a continuat cu concursul propriu-zis. Deschiderea evenimentului, preotul Rusandu Alexandru, adresat elevilor participați cu zâmbet despre importanța Sfintei Scripturi în viața fiecărui creștin. Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne-a arătat că El este lumină. Adică El ne poate lumina dacă urmăm învățătura din cele 27 de cărți. Pentru că această lucrare mare care se cheamă Biblia a ajuns să domine lumea. Este cea mai răspândită dintre toate cărțile pe toate continentele. Recrutându-i pe elevi și rândurile sub chezi, iar doamna director Liliana Călianu a subliniat în mod special sprijinul dânsei pentru ora de religie și pentru cât mai multe manifestări de acest fel organizate în cadrul școlii. Sunt convinsă că astăzi acești elevi au plecat cu câteva învățături foarte bune despre Biblie și în general despre credință. Duminică, 22 august 2015, Duhul Sfânt al Liturghie, Biserica Parohiei Sat Chinez, a avut loc primirea festivă a elevilor care au participat la concursul Sfântului Iosif, cel nou de la Parcul Ședința Chincea, desfășurat în Sfânt Nicolaul Mare, dar și primirea elevilor participat la concursul Biblia în sufletul elevilor, desfășurat la școala gimnazială Sat Chinez. La concursul Sfântului Iosif, cel nou de la Parcul, s-a remarcat Bărbulescu Vlad, premiul întâi, pentru desen, Pășcălău Mare, premiul 2 pentru poezie, Voica Andreea, premiul 3 desen, Trandafir Alie, premiul 3 poezie. La concursul Biblia Sufletul Elevilor s-a remarcat Mai Oșoana, premiul 3, Enți Ioana, premiul 3, Miergeș Andrata, premiul 2, Samu Cipriac, premiul 2, Ucean Schineta, premiul 3, Trandafir Alie, premiul 3. Deschiderea festivității, domnul profesor Hrab Alexandru a rostit câteva cuvinte despre cele două concursuri și a dus mulțumiri părintelui paroh și doamnei directoare, iar apoi doamna director a evidențiat pe elevii noștri, pentru că ne reprezintă școala de fiecare dată, fie la concursul zonale, fie la concursul județene. E un mare lucru, indiferent că participă la concursul genitivarului de matematică, de religie, acești elevi au făcut un efort, o muncă, ca să ajungă la asemenea rezultate și rezultatele sunt foarte bune. Deci, încă o dată, îi felicit. De asemenea, felicit pe domnul profesor Alexandru Zorin Hrab, pentru că se implică în activitatea școlii și este continuatorul a ceea ce a format în școală doamna profesoară Silvia Busacu. Și profit de această ocazie, pentru că suntem într-un cadru mai larg, se mulțumesc doamnei